ați dorit să veniți pe canalul meu, eu sunt Ica și astăzi o să facem un nou vlog. O să facem, cu toții cred că o să vă întrebați de ce sunt un pătru. Eu sunt un pătru că am răcit și vreau să vă explic. Despre răceala mea. Deci m-am sculat azi dimineață și astăzi este luni. Și am vrut să merg la școală, adică trebuia să merg la școală. Și m-am îmbrăcat, m-am spălat pe dinți, m-am spălat pe față și tatăl meu a scos mașina din curte și când l-a ajuns să închidă porțile, dintr-o dată mi-a venit așa rău. Aveam o temperatură și nu puteam să închid aici, mă dura foarte rău aici. Aici. Și am mers la școală și m-am învoit a treia oră sau a doua. Păi prima oară am avut fizică, engleză, a treia oră m-am învoit pentru că mi-a fost extrem de rău. Dacă și voi sunteți răciți, nu uitați să lăsați în comentarii, ce să zic eu, nu știu, să lăsați acolo în comentariu că și eu sunt răcit sau ceva gen. Că sunt foarte răcit, lăsați camera. Sunt foarte răcit, acolo este apa. Și afară este cald. Și o să cu pătura pe mine. Deci, nu uitați, dacă vreți să facem și alt challenge despre bolnavia mea sau altceva, nu uitați să lăsați în comentarii sau să lăsați un like. Cam asta a fost și vlogul cu răceala mea. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Și ne vedem altă dată. La revedere!